Madalina este alături de noi. Bine ai venit și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bine ai venit, Madalina. Sunt Bine v-am găsit. Curioasă. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Uh, inițial te-am perceput din aceste promouri uh, ca fiind un personaj negativ. Malefică! Am mai, am mai auzit <rători> aceste Nu, nu. Chiar malefică, <rători> da, nu dar am mai citit simplu. reacții. Da. Uh, nu, nu, nu este, nu este așa. Nu e așa. despre da. energia negativă pe care o vei transmite <rători> sau nu. Uh, personajul pe care îl interpretez Maria este uh, un personaj care a trecut prin foarte multe. Uh, viața nu a fost, a trecut printr-un amalgam de încercări. Uh, după moartea mamei se întoarce în România, iar singura rudă la care uh, merge este Eva uh, și atunci ajunge în casa familiei Oprea. Deci Eva a interpretată și de Maroastește de, Maia. de da. Amza. Care este problema? Sau Amza se îndrăgostește de ea. nu știm, o Vom să vedem. O să vedem. Eu, din câte am citit, nu știu dacă avem voie să spun, am citit o scurtă descriere. Amza, da. nu Tu te simți uh, altfel, te simți împlinită în preajma lui și odată cu interacțiunea asta dintre voi găsești niște. nu știu, niște. Uh, da, ea, ea se întoarce în, în România și încearcă să își pună în ordine gândurile, sentimentele, după cum am spus, a trecut prin foarte multe. Iar, uh, uh, da, viața ei n-a fost. Ai mai fericită. un astfel de personaj sau de unde ți-ai luat uh, inspirația? Uh, cred că fiecare, fiecare din noi uh, avem un, un tip de Maria în noi, în sensul că până la urmă putem să o luăm de la capăt din nou, din nou, din nou uh, și suntem luptători, avem, avem tendința asta să, să, să ne luptăm pentru, pentru iubire pentru... sau am avut, am trăit dezamăgiri, poate nu la acel nivel. Darina, eu aș vrea să te întreb cum ai ajuns tu să interpretezi acest rol Cum a venit propunerea? Cum Ce ai simțit în momentul Unde era În ce țară? În Eraam, Anglia? Da, după, după cum știți eram în, în Londra uh, Am primit un telefon uh, Știam că producția Sacrificiu caută protagonista sezonului 2 Nu știam foarte multe detalii despre personaj M-au întrebat când aș putea să ajung în România din fericire eram chiar liberă în acea perioadă, în două zile am ajuns în România. Am A fost făcut... o probă? A fost o probă, da, cu personajele care deja, deja erau în serial. Am cunoscut-o pe doamna Ruxandra, doamna Ruxandra Ion, produ producătorul serialului. Mi-a plăcut foarte mult de dânsa, mi-a plăcut, am simțit o energie foarte bună pe platoul de filmare a strâns în jurul dânsei o echipă foarte frumoasă, actor de renume și uh, nu puteam și să nu. Și nu puteai să -ai refuz mai refuzi. Mai ales că îmi doream foarte mult să, să, joc și în limba română. Și Era acum, o parte din mine care îmi lipsea. Mădălina, iartă mă, mă dărină, uh, artistii, uh, da. uh, vreau, uh, trebuie să te întreb asta. O să Despre ce registru... <laughs> mereu îmi strică, mereu îmi strică surprize. Păi am desamăgit. Te, rog eu frumos. Hai, te rog. Te am dezamăgit uh, 90% din redacție din colegile noastre Dacă nu am întrebat despre Jude Law Cum Sucur. a fost să lucrezi cu el Cum e omul în realitate Și cum a fost toată experiența de la Young Pop uh, A fost foarte ușor să lucrez cu el Pentru că din primele minute am uitat Că el este un star Și un uh, A-list Actor um, Să -a, a venit la mine să repetăm Împreună uh, Am citit scenele împreună S-a este un om foarte modest, foarte relaxat Se vede că face actorie de foarte mult timp Și că este foarte muncitor Am vorbit despre România, puțin despre Transilvania da. Ce știa în afară de Dracula? Mâncarea românească, sarmalele, mămăliga noastră Foarte A fost A filmat în România, da Știa Transilvania Ți-a dat sfaturi apropo de rolul tău? Am învățat foarte multe de la el. Sfaturi în legătură cu cariera mea, în general, da, am atins câteva, câteva subiecte, l-am întrebat de Londra, că știu că a studiat și-a început cariera și s-a născut acolo, în Londra. Eu atunci eram în ultimul an de școală în momentul în care filmam pentru... În momentul filmărilor? Da. Și acum, deci cum te împaci? Apropo de programul tău, spuneai mai devreme, din fericire la în liberă. Nu, din nefericire, trebuie să fii ocupată întotdeauna. Te vei întoarce la Londra... Ce Rămâi aici pe perioada filmărilor? Da, sunt aici până în mai da. și mă bucur că, m-am întors noi în abia cu, un, cu scop atât de frumos. și părinții mei, de asemenea, se vor bucura foarte tare că în sfârșit reușesc să mă vadă într-o producție românească. Uh, da, după care mă întorc mă întorc la Londra, am un agent acolo uh, Între timp uh, mai sunt solicitată pentru audiții, pentru proiectele care se vor desfășura din iunie încolo uh, Am o mare admirație și pentru cinematografia românească Și mi-aș dori de altfel să joc mai mult, să vin cât mai des, mult, să, să, cât mai des da, să fac naveta <laughs> Asta Încercăm da. să pe to întrebăm pe toți actorii care vin în platou nostru: ce preferă, scena sau camera? Tu, mai ales tu din la Londra, bănesc că ai avut foarte mult timp pe scândură, pe scenă. Da. Ce uh, care am, îți place mai mult? Am făcut și teatru în Londra, s-a numit spectacolul s-a numit The Gift of the Gab. Uh, cred că ambele combinate, adică. cum să spun. Uh, E, e o senzație complet diferită. Atunci când ești aplaudat, când trăiești live, momentul publicului după ce ai terminat un spectacol, și iar filmul este, este diferit. Cred că aș vrea, atunci când sunt pe platoul de filmare îmi lipsește teatrul când Invers. sunt, pe, da, când sunt pe scenă îmi lipsește filmul. Deci cred că ideal este să Amândouă, le să pe le cât posibil. Da. Madalina sau Maria, de acum încolo da. să să spunem Maria. M-am obișnuit, răspund la Maria, să știți. Noi dacă te, mai așteptăm, se te mai așteptăm pe la da. noi până în mai. Dacă ai timp... Cu siguranță trebuie să vină să povestim. Olivia avea, avea foarte da. multe întrebări. Și de legat de, de Amza. Că ai și... fost astăzi alături mulțumesc de noi mă. și cu siguranță. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc și aștept reacția spectatorilor, da. 行